Bună seara! În această seară nu voi anunța o nouă ordonanță militară. Am considerat că este necesar să vă prezentăm acordul semnat astăzi între Ministerul Afacerilor Interne și Patriarhia Română. Am avut în vedere că foarte mulți români vor sărbători Sfintele Paști la sfârșitul acestei săptămâni. Așa cum și confrații noștri de alte confesiuni au sărbătorit învierea Domnului acum 2 zile cu multă responsabilitate și înțelepciune, lucru pentru care, în calitate de ministru al afacerilor interne, le mulțumesc public. Având în vedere numărul mare de cetățeni de religie ortodoxă, pentru a nu exista riscul răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, Ministerul Afacerilor Interne vine în sprijinul Bisericii Ortodoxe, executând misiuni de susținere și ajutor pentru clerici și credincioși. Pentru a oferi și o alinare spirituală tuturor celor care trec în prezent prin momente grele, vom ajuta Biserica Ortodoxă Română la împărțirea Sfintelor Paști, cât și a luminii sfinte aduse de la Ierusalim în seara Învierii. Ținând cont de decretele prezidențiale numărul 195 din 16 martie și 240 din 14 aprilie 2020, cât și de prevederile ordonanțelor militare emise până în prezent, astăzi am semnat împreună cu Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un acord de susținere și sprijin din partea tuturor forțelor coordonate în starea de urgență de către Ministerul Afacerilor Interne pentru stabilirea unor acțiuni comune cu ocazia sărbătorilor pascale din acest an. Având în vedere dorința de a se oferi credincioșilor ortodoxi o anumită consolare prin distribuirea Paștilor și a Sfintei Lumini venite de la Ierusalim, între Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Interne s-au stabilit următoarele. Pâinea binecuvântată în formă de mici prescuri, stropită cu aghiasmă și vin, numită Paști, sfințită anul acesta în Joia Mare, în 16 aprilie, după Sfânta Liturghie, va fi distribuită credincioșilor în zilele de vineri, 17 aprilie, și sâmbătă, 18 aprilie, în intervalul orar 7-17, în toate parohiile din Patriarhia Română. În locuri special amenajate, în afara locașurilor de cult, de către personalul angajat al bisericii și de către voluntari, evident, cu respectarea măsurilor de protecție, mască sanitară, distanță socială, distanța fiind marcată în fața locului special amenajat, exact ca la magazinele alimentare. În declarația pe proprie răspundere, la locul deplasării, credinciosul va face precizarea pentru ridicarea Sfintelor Paști de la biserică și va trece numele lăcașului de cult din zona de rezidență a persoanei respective. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, poliție, poliție de frontieră, jandarmerie, pompieri, poliție locală, vor asigura ordinea publică pe toată perioada distribuirii Sfintelor Paști. Angajații parohiei, membrii consiliilor parohiale și voluntarii, în calitate de organizatori, vor asigura respectarea distanței sociale și a reglementărilor prevăzute în ordonanțele militare pe perioada distribuirii Paștilor, având ca semn distinctiv o banderolă albă pe braț. Pentru credincioșii bolnavi și cei peste 65 de ani, Paștile vor fi distribuite la domiciliu de către voluntari, vineri și sâmbătă,
sau în prima zi de Paști, începând cu ora 6 dimineața, cu respectarea măsurilor de protecție, mască sanitară și mănuși. Distribuirea Sfintei Lumini aduse de la Ierusalim în seara zilei de sâmbătă, 18 aprilie, în jurul orelor 19, se va face de către voluntarii parohiilor și de către echipajele de ordine publică și patrulele existente sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, aflate în misiune, sâmbătă. Poliția Națională, Poliția de Frontieră, Jandarmeria, Pompierii, Poliția Locală, cât și cadrele Ministerului Apărării Naționale, începând cu ora 20. Acum să vă dau detalii despre ce prevede acordul cu privire la credincioși. Credincioșii vor putea ieși în proximitatea casei, în afara curții sau a imobilului în care locuiesc, respectând regulile de distanțare socială, astfel încât să fie evitată aglomerația și formarea grupurilor mai mari de 3 persoane. În acest sens, 2 sau 3 locatari dintr-o scară de bloc pot oferi Sfânta Lumină primită de la voluntari tuturor vecinilor. În zonele carantinate, Sfânta Lumină va fi dusă cu ajutorul personalului Ministerului Afacerilor Interne de la centrele episcopale la parohiile din zonele carantinate. În noaptea de înviere este permisă circulația tuturor preoților care distribuie Sfânta Lumină în casele credincioșilor, cât și a voluntarilor care vor avea asupra lor cartea de identitate, ecusonul nominal din partea parohiei, mască și mănuși de protecție. Echipajele care acționează în posturile fixe, cele pe care le vedeți în intersecții sau pe drumurile județene, comunale, naționale sau europene, cât și cele de la punctele de frontieră, aflate în misiuni coordonate de Ministerul Afacerilor Interne, vor oferi Sfânta Lumină persoanelor aflate în trafic, în baza excepțiilor de circulație prevăzute în ordonanțele militare anterioare sau persoanelor care tranzitează frontiera. Cadrele existente sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, aflate în misiune noaptea de înviere, vor distribui Sfânta Lumină inclusiv spitalelor, centrelor sociale și centrelor de carantină. Stimați români, iubiți credincioși, știu că ne este greu tuturor să suportăm regulile de distanțare socială, dar este neapărat nevoie să facem acest lucru, pentru că doar așa putem trece repede peste această perioadă extrem de dificilă pentru noi toți. Vă doresc o săptămână luminată și multă, multă sănătate. Dumnezeu să ocrotească România, Dumnezeu să ocrotească toți românii. Vă mulțumesc!